Începând cu luna august, 585 de nave de marfă cu peste 15 milioane de tone de produse agricole au părăsit Ucraina prin coridorul de cereale, a anunțat ministrul turc al transporturilor și infrastructurii, citat de agenția turcă Anadolu, transmite publica.md. 44% din totalul produselor exportate au fost livrate în Europa, 29% au fost transmise în Asia, 15% în Turcia și 12% în țările africane, a mai spus oficialul de la Ankara. Coridorul de cereale sau inițiativa pentru cereale la Marea Neagră este acordul intermediat de ONU pe care Ucraina, Rusia și Turcia l-au semnat în iulie pentru a debloca exporturile de cereale din porturile ucrainene care fuseseră blocate la Moscova. În octombrie, Rusia a declarat că își suspendă participarea la acord după ce a acuzat un atac cu drone ucrainene asupra navelor sale de luptă din portul Sevastopol din Crimeea. Ulterior a revenit asupra deciziei la începutul lunii noiembrie.